Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată că reluăm rubrica noastră permanentă, Invitație la lectură. De asta dată venim în zi de vineri, atunci înainte de weekend, având și posibilitatea să procurați cartea care vă recomandăm noi sau vă oferim pentru a o avea în biblioteca personală. Ziua de astăzi este o zi foarte fericită, fiindcă e și o coincidență aparte, 27 ianuarie, ziua de naștere a scriitorului Iulian Filip. Probabil că iată această coincidență calendarică ne obligă, chiar și ne onorează, prin faptul de a vă-l prezenta pentru a câta oară pe acest scriitor foarte bine cunoscut în spațiul cultural românesc, de la versurile sale pentru copii, de la Moara cu noroc și plăcințelele pe care le oferă Iulian Filip, până la cărțile care au devenit deja cele pe care le re-relectorăm. Un scriitor care vine de undeva din spațiul acesta astralic al satului, cel mai frumos sat, cum zice Iulian Filip, din satul Sofia, vine dintr-o familie deosebită și în felul acesta poezia sa, creația sa poetică, iată că se dentează în această foarte frumoasă, aș putea spune eu, foarte frumos decor al timpului. La Sofia, apa lângă pâine, pâinea lângă sare, dacă sunt pe masă, masa față are. Mama lângă tata, pruncușori în brațe, dacă sunt aceștia, casa are față. Poarta cu fântână, casa cu livadă, dacă sunt acestea, casa-i cu ograde. O invitație spre lectură, o metaforă foarte, foarte deci adecvată timpului și în felul acesta noi găsim, ca să menționăm, că Iulian Filip este un poet inconfundabil. Vine cu rădăcinile din această sevă a creației populare orale și iată-l că chiar și în acest început de mileniu 3 este cititorul nostru preferat. De ce? Fiindcă poemele lui Iulian Filip sunt scrise cu vârful degetelor. Sunt niște portrete, sunt niște clipe atât de adecvate, atât de aproape și firești, încât, iată, le găsim această melancolie și candoare. Șansele biografiei. Din mama Ana, din tatăl Ion și dintr-o secetă pe terminate m-am născut. Prea îndeajuns e, aș crede, pentru un început să te naști din părinți temerari, ce te aduc dintr-o secete. Nu din alte considerente mă opresc la orice fântână, nu din alte pricină la orice izvor m-am plecat. M-am născut din părinți temerari, dintr-o secete, eu, sortitul, pururea să fiu însetat. Este poetul pururea însetat de cuvântul foarte frumos. Este cel care, de altfel, coraportează. Iulian Filip scrie o poezie prin care mereu comunică cu cititorul său, astfel găsim de cuvință să-i spunem că este poetul care comunică prin limba pe care noi, deci o posedăm, prin vocabularul nostru. Limba în care suntem, zice poetul. Aiudu-mă păsări ce trasare prin somn și prinde a cânta deodată la miez de noapte, parcă fricoasă că-și uită cântarea. Tresar prin somn și bâigui cuvinte din limba în care suntem. Aiudu-mă păsări ce cântă, mai ales deslușit, ce cântă frumos și nu că ar vrea să cânte frumos. Aiudu-mă păsări ce-și apără cuibul cu cântec. Tresar prin somn și bâigui cuvinte din limba în care suntem. Aiudu-mă păsării ce stă în vârful codrului, veghindu-și cuibul cu pui. Iată, poftim, această descriere aparte e o poezie care, de altfel, încântă prin momentul acesta. Poetul adesea ne trece prin dioptria descrierilor. E o confesiune pe care o sesizăm, pe care o conștientizăm, nu în zădar, creația lui Iulian Filip este cântată, creația lui Iulian Filip este montată în scena teatrelor și în felul acesta, de parcă îi descoperă, îi dezvăluie marele sale îndeletniciri sau porniri creative. E și pictor, e și grafician, e și muzician, este cel care se joacă cu lutul alb din suflet lutului. Și în felul acesta, bibelourile lui Iulian Filip sunt și ele niște mici poeme
tainele cărora încă mai sunt păstrate, probabil pentru a fi oferite cititorilor. Ioan Filip adesea spune, atunci când are o întrevedere cu cititorii, un imperativ al său: cine duce în mâini o carte e un om și jumătate. Iată că în emisiunea de astăzi, în această dimineață a zilei de vineri, atunci când noi remarcăm faptul că e 27 ianuarie, ziua de naștere lui Ioan Filip, suntem cei care devenim un om și jumătate. Lecturi plăcute devenim cărțile pe care le citim. We'll be right back.